La Spitalul Județean Suceava se amenajează un laborator pentru montarea stimulatoarelor cardiace. Conform șefului secției de cardiologie, medicul primar Ciprian Mitric, laboratorul va permite diagnosticarea și tratarea eficientă a pacienților cu tulburări de ritm. În momentul de față, acești pacienți sunt direcționați către centre universitare pentru că nu pot fi tratați la Suceava. În Moldova, bolnavii se pot trata la Iași, la Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Sfântul Spiridon. Ciprian Mitric a explicat că numai în anul 2021 Spitalul Județean Suceava a transferat în alte centre din țară 100 de pacienți care au avut nevoie de montarea dispozitivelor cardiace. Bună ziua! Încep prin a spune că la nivelul secției de cardiologie este desfășurat un proiect de dezvoltare a unui laborator de pacing cardiac. Acest laborator va permite tratarea eficientă și optimă a pacienților cu tulburări de conducere. În momentul de față, pacienții cu tulburări de conducere sau cu tulburări de ritm, asociând tulburări de conducere, sunt direcționați spre centrele universitare. Pe Moldova, în momentul de față, doar Iașul asigură genul acesta de proceduri, având în considerare două centre medicale, respectiv Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Sfântul Spiridon. Din Spitalul Județean Urgență Suceava, în decursul anului 2021, au fost transferați spre centre universitare cu această patologie aproximativ 100 pacienți, 100 de pacienți care au avut nevoie de dispozitive cardiace. Vorbim doar de pacienții din spital, spitalele orășenești, respectiv spitalele municipale, transferând în mod direct pacienții către centre universitare. De asemenea, putem vorbi de faptul că această patologie a tulburilor de conducere este o patologie cu risc vital, iar lipsa unui tratament eficient și rapid se poate asocia cu complicații severe atât pe termen scurt cât pe termen lung, iar orice întârziere, în special cu transferul pacientului, poate avea un prognostic nefavorabil. De asemenea, prin dezvoltarea laboratorului de pacing, vom avea la dispoziție aparatura necesară pentru controlul pacientului cu stimulatoare cardiace. În momentul de față, acești pacienți fiind direcționați către Iași, sunt în alte centre universitare. Prin dispunerea acestor aparate, vom putea controla pacienții atât în regim ambulatoriu, întrucât vorbim de pacienți aparte, pacienți cu stimulatoare cardiace care necesită o monitorizare atentă, odată la 6-12 luni. Vorbim de pacienți vârstnici sau de pacienți cu dificultăți în deplasare, a căror controle ineficiente sau motorizare ineficientă se poate asocia cu un prognostic nefavorabil pe termen lung. De asemenea, prin dezvoltarea laboratorului de pacing, punem bazele pe viitor în partea de electrofiziologie a Spitalului Județean Urgență Suceava, astfel încât, dacă vor fi doritori colegi cu competență în partea de electrofiziologie care vor dori să efectueze terapie invazivă în tulburările de ritm, vor avea un punct de plecare minimul necesar pentru genul acesta de proceduri. În momentul de față, în secția de cardiologie, sunt doi medici cu competență în stimulatoare cardiace și dispozitive implantabile. Dorința noastră este ca, la nivelul Spitalului Județean Urgență Suceava, să putem asigura un cel mai rapid sau cel mai optim tratament posibil și urgent acestor pacienți și eficient, astfel încât să transferăm către centrul universitar de cazurile complexe. Laboratorul este în desfășurare. Sperăm ca spre finalul anului 2022 acesta să fie finalizat, iar începând din primăvara anului 2023, cu ajutorul colegilor din centrul universitar, să începem procedurile de implant la Spitalul Județean Urgență Suceava.